Ai probleme cu somnul după despărțirea de partener? Iată 5 soluții. Te bagi în pat și încep gândurile, te foiești și somnul nu vine. Te gândești dacă tu ești cea care a greșit, reiei filmul despărțirii voastre și te învinovățești. Apoi te gândești, dar el de ce nu a făcut nimic pentru tine și crezi că nu te-a iubit nici măcar un pic? Ești deprimată și te gândești că niciodată nu crezi că a fost sincer cu tine și doar te-a folosit, că l-ai ajutat și ai fost mereu alături. Ești confuză. A dispărut dintr-o dată fără urmă și nu poți înțelege de ce. Stop! Iată 5 soluții care îți vor readuce somnul și odihna în viața ta. 1. Ai grijă de spațiul tău și igiena somnului. Asta înseamnă să ai o cameră curată, aerisită, ordonată, o lenjerie proaspătă. Poți folosi un odorizant ambiental și orice îți aduce purificare spațiului. 2. Învață creierul să asocieze camera de somn doar cu somnul, adică elimină alte activități precum uitatul la TV, mâncatul în pat, cititul, măcar pentru o perioadă până treci de această etapă. Astfel, creierul tău va asocia patul cu odihna și somnul, nu cu o serie de alte activități. 3. Nu te foi în pat, ridică-te dacă nu ai somn. Dacă în 20 de minute nu ai adormit, ar fi cazul să ieși din cameră și să-ți canalizezi atenția către altceva, poate chiar o activitate solicitantă care să te obosească, cum ar fi să calci haine. De ce să te ridici din pat? Am explicat deja la punctul 2, să înveți creierul să asocieze patul cu somnul. Deci nu rămâne acolo dacă nu ai somn. 4. Pregătește etapa dinainte de culcare. Baie relaxantă, aromaterapii, spa, spumă de baie sau alte ritualuri care îți produc relaxare, ulei de levănțică, un ceai din plante relaxante. Evită stimularea creierului cu ochii în ecrane, redu zgomotul, redu activitățile cotidiene și intră în stare de veghe. Ascultă o muzică de relaxare sau chiar o meditație ghidată de pe YouTube. A cincea soluție și poate cea mai importantă. Prețuiește-te și ai grijă de tine. Pune accentul pe tine și dezvoltă iubire de sine. Ai grijă de granițele tale și de ce nu, dacă această stare persistă mai mult de 2-3 luni, poate ar fi cazul să începi un proces de psihoterapie pentru a depăși durerea despărțirii de partenerul tău, cauza insomniilor tale. La final am un cadou pentru tine, intră în bio sau în linkul din descriere și accesează 5 lecții gratuite despre cum să-ți găsești liniștea interioară, fie că ești sau nu într-o relație. Învață cum să mergi de la dependență relațională către autonomie. Primești metoda celor 10 pași de vindecare emoțională care îți va aduce armonie și pace cu tine.